foarte mulți copii la Tășureața cu care am mers prima dată pe munte sau care au fost prima dată vreodată pe munte. Și unii au spus că a fost cea mai frumoasă zi din viața lor. I liked playing with sound when I was little, and I liked playing the radio when I was little, and I worked in the radio in high school, and then I started making films. This is for short, because I think we need to talk more about what we just watched. I made Constantine and Elena a few years ago. It was in this festival. I was not here, so I'm very happy to come now. And I've been working on little or smaller projects since then. And I met these guys in January 2012. And as Paul says in the interview, I got hooked. I got attached. And I offered to make a film about them. So I think this result that you just watched, you know, it's not only a film about volunteering, but it's the result of my volunteering. So I think it's maybe I'm not saying it right, but I think I like how it's wrapped. So, and again, as Paul says in the film, you know, volunteering doesn't mean that you need to go to the tree planting and just do physical work and that's it. You are a volunteer, and maybe you even get a piece of paper that you are a volunteer. But volunteering is putting your own talents and putting your own ideas to the cause, to help the cause. And that's what these people do. Marcel Jureș doesn't really come and digs holes for the trees, but he came and played a theater play, which in Bucharest is always sold out and you cannot see. And I saw it there on a meadow. So in this way, I made the film. The film is online. It's been in a couple of festivals, and I'm hoping that it inspires people to do the same. I know that probably the main effect is that you want to go there, but I'm suggesting that instead of going there, try create that place next to you, in your community, or whatever. Sunt Andrei Dăscălescu, am terminat facultatea de film, secția montaj, și cam de prin facultate m-au prins și documentarele. Acum știi în filmul tău, Constantin și Elena, care e făcut într-o manieră observațională, unde te-ai poziționa așa între autorii de film din România ca abordare, ca stil? Păi, practic, Constantin și Elena e primul meu film, deci aș zice că mi-a definit stilul. Și cred că sunt un, nu știu dacă mă încadrez neapărat într-o categorie, dar sunt un autor destul de timid. Îmi place să observ, îmi place documentar observațional. Dacă aș putea să fiu invizibil, aș fi cel mai fericit. Nu-mi place nici să regizez, nici să provoc, deci doar să observ. Ce e filmul documentar? Foarte pe scurt. Foarte pe scurt n-ai cum, că oricum de la începuturi filmul documentar are o definiție destul de largă, dar am impresia că în ultima vreme se lărgește. Și cred că e ok să se întâmple așa. Acum depinde de privitor cât e în măsură să accepte că de exemplu, genul ăsta mockumentary, în care faci ca film documentar un subiect inventat și îl consideri sau nu documentar. Sau, uite, un film la care îmi vine în minte acum, în care sunt imagini de arhivă cu Zeppelinul Graf și vocea e un jurnal care prezintă povestea unei singurei femei de la bord și jurnalul ăsta e ficțiune. Deci, practic, doar imaginile sunt puse într-o poveste care e inventată. E documentar sau nu e documentar? E din ce în ce mai largă discuția. Corect. Aseară ai arătat privitorilor de la Astra ultimul tău film, un film fain. Cum a fost? A fost foarte, foarte bine. E un pic, cred că e o problemă cu sala asta care e foarte mare și deja dacă
e pe un sfert goală, pare goală, dar de fapt cred că a fost multă lume după cum sunau aplauzele. Dar a fost o primire caldă a filmului și a mea, zic eu. Cum e publicul aici la Astra? Păi, aseară am ajuns cu 5 minute înainte de proiecție și sunt pentru prima oară la Astra. Chiar dacă am mai avut un film aici, eu n-am ajuns. Deci încă nu știu. Dar prima impresie a fost bună. Ce înseamnă Astra Film Festival în peisajul festivalurilor de film din România? Știu că și tu ai inițiat un festival. Cum e Astra? Păi cred că de Astra a cam auzit deja toată lumea din lumea filmului documentar, nu numai din România, dar și de prin Europa. Ceea ce e foarte bine. Adică eu când sunt într-un festival în afară și găsesc pe cineva care, când zic că sunt din România, zice că da, am fost și eu la Astra, e o chestie foarte faină. E un ambasador al țării noastre până la urmă și înseamnă că festivalul chiar creează, adică sunt oameni care altfel n-ar fi fost niciodată în România sau n-ar fi auzit de România și e bine că se întâmplă și că se duce mai departe vestea și că e la nivelul ăla la care lumea care umblă prin festivaluri ajunge și aici. Ce filme, două, trei titluri de filme documentare făcute la noi care ți se par importante? Făcute la noi? Apa ca un bivol rece, dacă nu mă înșel. Negru, așa. Da, are mai mult sens. Cred că m-a marcat când l-am văzut în facultate. Nu știu, nu-mi vine. Ăla pot să zic că e printre filmele care au însemnat ceva pentru mine când mă formam. Și, da. Ce teme ai vrea să vezi în viitor abordate în filmul documentar din România? Îmi doresc foarte mult să fie... Bine, sunt și foarte multe subiecte istorice pe care ar trebui să le tratăm, dar cred că alea sunt un pic mai greu de transformat în filme interesante. Și mie îmi plac foarte mult filmele care se întâmplă în prezent și aici cred că sunt foarte multe subiecte. Ce mi-aș dori e ca filmul documentar să nu fie văzut ca un reportaj, pe de-o parte, și pe de-altă parte să nu fie văzut ca un mediu în care poți compromite calitatea tehnică. Mie îmi plac filmele documentare care arată bine, care sună bine, care au un ritm de cinema și care sunt cinema. Asta îmi doresc să văd, documentare făcute la fel de bine ca filmele de ficțiune.